Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod în rac, inclusiv progresiv, dacă vreți. Etalare pentru aproximativ luna aprilie, îmi pare rău pentru întârziere, aș fi vrut să scap de etalarea pe zodii, dar văd că nu mă mai băgați în seamă, așa că revin cu acest obicei. În timp ce am amestecat, a apărut soarele și inițial am crezut că e doar soarele. Fericirea voastră, trezirea voastră, latura voastră copilăroasă, eventual. Dar, pe urmă, am observat că e și 9 de cupe în spate. Apoi a apărut 5 de băte. Cinci de băte înseamnă concurență. Soarele poate să fie o reușită, un succes. 9 de cupe care vă umple sufletul, iar de mare satisfacție, da. Și pentru succesul ăsta trebuie să luptați. Trebuie să vă luptați. Da, nu știu, o chestie foarte faină care vă alimentează ego-ul. În sens pozitiv. În sens pozitiv. La capătul setului de cărți, cavalerul de cupe, 8 de monede. Unii dintre voi munciți într-un proiect. Și vreți să oferiți, nu știu, din proiectul ăsta, din reușita acelui proiect, cuiva. Nu o să ai un dar. Să exprimați ceva din bucuria, probabil, pe care o aveți, referitor la acest proiect. Bine. Așa, scurte mesaje. Hai să vedem. Soare, luna, Venus, multe, măi, ce aveți? Aveți chef de vorbă? Soarele nu avem să ascende în nodul nord în rac. Deci, nu e doar pentru soare și pentru ascendent și pentru nodul nord, Venus, Luna. Pentru cine sunt? Ah, era cât pe... ce mă enervează! Go get us! Get us! Când văd cartea asta, mi-aduc aminte de o melodie. Go get us. Rechinul. Dar, interesant că apare și delfinul. Probabil că aveți de-a face cu un alt semn de apă. Sau neapărat semn de apă. Cineva care, eu știu, va atinge luna, Venus, ce aveți voi aici. Și ritual. Ritual. 3 cu 5, 8. Dar nu astea două de a face, astea două de a face. 3 și cu 6. 3 și 6 să însemne ceva. 42, 35. 35, 36. Interesant. Iar, probabil că sunt niște invidioși în preajma voastră. Invidioase. Intrigante. Dar eu când văd genul ăsta de carte, este o latură emoțională negativă căpătată într-un anumit mediu. Da, aveți un scop. Să vă găsiți, eu știu, prada, unii dintre voi. No matter what. Dar ideea e să nu... Pentru cine o fi? Dacă aveți de-a face cu un personaj care vă are în vizor, mare grijă, pentru că va face tot posibilul, inclusiv anumite ritualuri, da. Să obțină ceva de la voi. Să obțină ceva. Asta poate să varieze. Dacă sunteți voi, unii dintre voi, sper din tot sufletul să nu fiți și nu pentru prea mult timp. Adică e fain să fii ambițios, e fain să ai un scop, purpose, da? E fain, e chiar bine. Dar scopul trebuie să fie interesant. Fericirea voastră. Oh, măi, astea sunt trei cărți și aici. Aici sunt niște cărți faine. Când mă uit la cartea aceasta, oarecum seamănă și cu cea de aici. Simt o vibrație de mare preoteasă.
Persoana intuitivă care și-a transformat, interesant că și aici e un 8 și acolo e 3 și cu 5, 8 și-a transformat sufletul. Practicând anumite ritualuri de eliberare de karmă, că așa se transformă sufletul, de eliberare de un anume tip de energie, de joasă calitate. Release. Da, s-a eliberat. Și acum manifestă un soi de fericire, satisfacție interioară. Am văzut 9 de cupe. Am văzut și soarele. În cazul în care nu sunteți voi, acei 9 de cupe și soarele, este un personaj care a lucrat de zor mult timp, cine știe de cât timp lucrează la transformarea sa. A ajuns la un grad de satisfacție, de lumină, de împlinire. Și șarcul, rechină. E o energie masculină distorsionată, mare grijă, care are ceva cu femeia, are ceva cu energia feminină și aici este energie feminină transformată în bine. Are ceva cu acea femeie. Uf, mare grijă, nu știu ce o să apară în etalare, dar aici e un mesaj pentru unii dintre voi. 3 și cu 6, 9, 9 înseamnă distanță, poate să fie distanță peste hotare. Poate să fie o energie masculină distorsionată, mare grijă doamnelor și domnișoarelor, care să fie de la distanță, peste mări, țări, oceane, ce vreți voi. Bâh! Dar interesant, da? Plutiți în aceleași ape, până la urmă. Plutiți, că și aici e ocean, dar cine e aici? Este în vibrație de dragoste, 4 și cu 6, 2, 4 și cu 2, 6, da. A învățat să se iubească 9 de cupe și transmite dragoste, soarele, radiază dragoste. Radiază un soi de voie bună, de împlinire. Tocmai pentru că, iar interesant, 9, ups, s-a eliberat eventual de un anume fel de atracție, probabil că a fost o atracție sexuală între voi, la un moment dat aici are energie masculină. Foarte sexy. Dar ce atrăgătoare e. Dar această energie feminină s-a eliberat. Release. Pa. Pa. Ești prea intens, intensă, să zicem, și în sensul negativ al cuvântului. Ești prădător. Nu e intensitatea soarelui care creează. Mai. Și aici, domnilor și doamnelor. Da, interesant și aici, o energie feminină frumoasă care atrage energia aceasta masculină într-o soi de altă dimensiune. O îndeamnă să se transforme. Da, energia masculină distorsionată să se transforme. Băi. Și mă așteptam să fie mai simplu la voi. Dar cine ți se zice simplu la zodia racului? Ah, zodia racului. Soarele, luna, Venus, ascendent, nodul nord în rac. Aprilie aproximativ. Am văzut și împăratul la un moment dat. Da, în timp ce amestecam, am văzut și împăratul care spionează. Energie masculină distorsionată. În control, cică, în putere, cică, dar care spionează. Spionați soarele și 9 de cupe. Ce apare 7 de spade. Minciunele. Jocuri mentale. Fuga de a... Cineva fuge de un moment important în viața sa în care trebuie să aleagă. Ori albă, ori neagră. Da, interesant, fugă. Cineva a fugit și l-a lăsat pe celălalt în urmă. Asul de spade. Și a lăsat în urmă un suflet pereche. Haideți, mă, ce aveți? Ce aveți, mă, sunteți nebun? Cum să lăsați așa ceva? 8 de bute magicianul, 4 de bute. 4 de bute lângă 2 de cupe. Sunteți nebuni? Asul de spade și magicianul. Toate reprezintă exprimare. Și 8 de bute.
Poate să fie o trezire la un adevăr. Poate unii dintre voi v-ați întâlnit sufletul pereche? Da? Oare de ce? Există acest sentiment de abandon. Cineva a părăsit pe cine nu trebuia, cred că. Hai, soarele, nu vine să ascendem, nu vine de în drac. Aproximativ aprilie. Iar apare asta? E a doua oară când apare. Ce aveți, mă? Sper că nu țineți prea mult la bani. Sau la această energie. Aici este. O energie masculină ține foarte mult la o energie feminină, ca să vorbim așa, da? Mai general. Aceasta încearcă să se elibereze și de atracție și de focul ăsta negativ. Hai să tăiem. Eu vreau să fie la voi altfel, mai drăguț, mai romantic. O să fii mai frumos, Lara. Trei de băte distanță, judecată. Și șase de băte. Undeva în ultima vreme, în trecut, da? V-ați gândit voi bine că ce-ar fi să treceți voi râul, pârleazul, oceanul, marea, țările și să faceți o călătorie. În ce direcție? Spre o victorie. Eremitul în prezent. 10 de monede. Și iară vine. 8 de monede. Vreți victorie? Poate să fie victorie la locul de muncă. Dar în prezent vă izolați probabil ca să munciți, să aveți parte de succes. Și odată succesul căpătat, vreți să-l share-uiți cu cineva? 5 de cupe, moarte, 6 de spade, băi, temperanța, drăguț. Hai să mai ne uităm în... Hai mă, ce aveți? O să clarific. Mă ofticați. Nu puteți și voi să aveți ceva povești mai faine? E drăguț că undeva totuși la un moment dat lăsați totuși luptele, decepțiile, suferința și manifestați, dacă nu vindecare, manifestați poate chiar dragoste. Vrei. Sau poate vă întâlniți cu acel suflet pereche care rezonează din punct de vedere emoțional măcar, deși cred că rezonează și sexual. Dar acesta încearcă să se elibereze de, am zis eu, să se elibereze de această tensiune și să crească pe cont propriu. Interesant, 2 și cu 8 înseamnă o manifestare. Hai să zicem că ați putea să fiți unii dintre voi și aveți de-a face cu o energie masculină. Da. Ne, în fine. Vedeți unde sunteți pentru că variază. La capătul setului de cărți se vede că unii dintre voi vreți să o luați de la zero, pentru că apare și judecata, apare și moartea, ceva s-a întâmplat, eremitul e iar tăcere, în prezent analiză, hiperanaliză, studiu, opa, hai că revin imediat. Da, vreți să o luați de la zero sau vreți să lansați ceva nou, opa, așa vine mesajul că mă gândeam la partea profesională, vreți să lansați ceva nou. No. Haios. Care să vă extindă universul eventual și să vă creeze și un soi de stabilitate. Din punct de vedere profesional, să zicem. Pentru chestiunea asta profesională, ceea ce vreți voi să faceți nou, poate să fie și proiect, implică proiectul și, eu știu, produsul respectiv nou, implică studiu. Mult. Un soi de izolare. Știți cum e? Eu vă zic cum pățesc eu când mă apuc de lucru, da? Mă închid în apartament, eventual în cameră. Dacă e musai, închid și ușa cu cheia și lucrez. Asta înseamnă izolare. Și lucrez până
Obțin rezultatul final. Poate 10 de monede să fie rezultatul final, da? Și apoi, nu știu, succesul ăla. Că vine, la un moment dat vine un succes. În fine. Dar o să mai și clarificăm. În prezent văz multe monede. Vreți, am zis că vreți succes, vreți să renașteți într-o formă sau alta, sau poate vreți să veniți înspre cineva să impresionați cu 6 de băte. Evident că poate să fie și invers, poate cineva vrea să vă impresioneze, da? Fiți deschiși la variantele astea. Cineva vrea un succes. Pentru acesta trebuie să muncească. Și munca vine și cu un soi de izolare, de studiu. În viitor apar aceste lacrimi, regrete. Dar ce e foarte interesant, din cauza unei povești încheiate, eventual. Eu cred că are legătură cu, ia uite, sunt două persoane foarte emoționale, însă una, pentru că este teamă de emoțiile sale, manifestă varianta sa negativă, cealaltă a reușit să se transforme și manifestă varianta sa pozitivă. Sub. Acum ar fi foarte fain, după cum arată cărțile, să lăsați în urmă 6 de spade în viitor, să faceți eventual călătoria aia de care vorbise mai devreme, care să vă aducă succes. Și aici reapare călătoria cu un soi de echilibru de vindecare, cu o discuție în care exprimați ceva, exprimați și atracția și pasiunea și... Poate cineva să exprime și gelozia? Vrei? Mare grijă. În fine. Ideea este că odată manifestat această... Tot îmi vine să zic căsătorie, dar e călătorie. Călătorie care, repet, aduce echilibru în sensul de vindecare. Nu musai de justiție. Discuție deschisă. Locuri cu ceva picanterii. Da? Deci, odată ce se întâmplă chestia asta, încheiați un ciclu în care ați suferit. Cred că amândoi. Dar vorbim totuși despre voi. Încheiați un ciclu și începeți și manifestați dragoste, vindecare, eventual cu temperanța și cu asul de cupe, poate și judecata pe care o vedem undeva în zona trecutului, dorința de împăcare, se manifestă împăcarea aia cu cineva. Vreți să vă împăcați cu cineva, dar pentru asta trebuie să călătoriți. Și repet, vreți să impresionați. Evident că poate să fie și invers. Cineva poate să vină spre voi, la la la. Dar cine vine spre voi dacă are accese de... Eu vă zic așa, dacă are accese de gelozie, că 5 de bâte e gelos, geloasă, puneți la punct. Dar ce drăguț este că 5 și cu 1 fac 6. 6 se vede undeva în trecut. Dorința de victorie a cuiva. Care o fie acel personaj, voi sau altă persoană, ar trebui să știți mai bine decât mine. Eu doar citesc cărțile care apar. Deci, se va manifesta o victorie până la urmă. Dar victoria asta se manifestă, repet, prin acțiune, călătorie, comunicare, o comunicare echilibrată, temperată, care probabil că la un moment dat va avea niște pulsații de, eu știu, să zic, sexualitate, de gelozie, de dramă. O, da, dramă. Vai, cât am plâns după tine, cât dormi am fost. Ah, și tu nimic, nimic, nimic. Bine că ai venit și ai spus. Acum, hai, că am rezolvat-o. Ceva de genul acesta văd. Drăguț, drăguț. Hai să totuși clarificăm. Hai să clarificăm. Nu vreți? E gelozie aici. Cineva e gelos. Cinci. Energia aceasta masculină, ops, o energie masculină distorsionată, geloasă pe această energie feminină care are putere, are o putere interioară foarte mare, care s-a transformat.
Și se bucură. De ce a reușit să creeze? Aici e o femeie gravidă. Dar vorbim că 2 și cu 8 înseamnă 1, înseamnă manifestare, da? A manifestat un soi de abundență. Prin dragoste, prin dragoste față de ea și față de cei din jur. Și iertare. Da? Și aici este o energie masculină. Lider, băi, șmecheraș. Un personaj așa cameleonic. Dacă sunteți voi, unii dintre voi, nu știu care vă să fie. Dacă nu, e altcineva. Voi știți, trebuie să recunoașteți. Un personaj așa cameleonic care își schimbă tot timpul. Că asta e cameleonic. Se schimbă tot timpul, își schimbă aspectul. Lider. Destul de elefantul. Probabil că este și mare la stat. Mare la stat. Da. Destul de impulsiv, agresiv. Ma, ce să zic? Din punctul meu de vedere, măcar știi ce vrea. E mai nasol cu cei care sunt pasiv-agresivi. Deci, acest personaj e gelos pe energia feminină care se distinge printr-un anumit tip de putere, putere interioară, da? Și de ce e gelos și se oftică? Pentru că această energie feminină îl atrage, da? Îl atrage într-un mod misterios. Și nu-i convine că e atras. Ar fi preferat să vâneze, eventual. Interesant. Da. Raci. Asta zic și tu, povești la raci. Raci, draci. Haideți, mă. La clarificări și iar mă întind cu vorba. S-au făcut 21 de minute. Hai să vedem ce e cu acea judecată. Undeva am trecut judecata. Vedeți mai cărțile drăguților. Vedeți aici ce vă arată viitorul. Deci aprilie e cam pentru muncă, analiză. Ar putea să fie și o analiză interioară, pentru că vreți steaua, vreți succesul, dar steaua înseamnă și persoana predestinată, dacă ar fi să vorbim din punct de vedere relațional, înseamnă și vindecare, deci până la urmă și succesul și misiunea voastră spirituală și destinul vostru și persoana predestinată vin odată cu vindecarea de trecut, de niște tendințe, eventual cele despre care am vorbit sau eliberarea de asemenea personaje. Ia uite, 4 de cupe, ați pierdut ocazia cu cineva. 4-5. Un personaj la distanță. Regele de cupe, 4 de bâte, iau de ce am zis mai devreme. Ați vrut să manifestați, adică nu chiar ați vrut, chiar ați făcut ceva, un pas înainte, poate chiar o discuție, eu știu ce ați mai făcut atunci. Ați vrut să manifestați această întâlnire, poate o întâlnire, în sensul de dating. Vă întâlniți la restaurant, să vă duceți la o petrecere, să ieșiți la o plimbare, să vă țineți de mână sau să stați în aceeași mașină și să văz călătorie și comunicare. Deci ați vrut, eu încep, într-o zonă nemanifestată, să zic, a trecutului, da? Ați vrut. Să fie bucurie, să fie dragoste, dar ceva n-a ieșit. Ați fost refuzați, eventual. Sau poate voi ați refuzat pe cineva. Sau poate și una și alta, că se poate și una și alta. Ei, și totuși se dorește împăcarea cu judecata. Vă gândiți, mă, parcă totuși ar trebui să mai încerc o dată, că știi? Aici este cu purpose, cu șarpul, cu găugheta-sul. Că cine vrea, face tot posibilul, da? Să-și reușească. Că atunci când ai la facultate, n-ai intrat prima oară, mai încerci o dată, de două ori, sau la examen, dai RR, dacă e nevoie, ca să-l iei, că nu, altfel nu termin facultatea, sau eu știu ce alte chestiuni, da? Nu înseamnă, e genul de, e un personaj aici, că sunteți voi, că e un personaj cu care aveți de-a face, care totuși nu se dă bătut, pentru că a fost refuzat. Da, a fost rănit orgoliu, probabil, nu a fost plăcut, nu-i plăcut să fie refuzat, clar. Dar se pare că așa văd eu lucrurile. Nu știu. 6 de bâte? Ia. 6 de bâte cu 6 de cupe. Iar semnul păcării 6 de cupe. 4, 5 și 6. Da? Un personaj cu care rezonați foarte bine.
din copilărie, din cartier, dintr-o zonă în care v-ați simțit voi, nu știu, ca acasă, un sentiment de acasă, eventual, în preajma acestui personaj, vă simțiți ca acasă. Pentru unii dintre voi, puteți să aveți sentimentul de déjà vu, să aveți telepatie, să simțiți că ați mai trăit undeva, cândva, cu acest personaj, da? Și rămâne așa o fixație pe chestia asta. Am revăzut, dar revedem, da? Regele de cupe. Rămâne o fixație. Pe lângă griji și un soi de obsesie care dezvoltă o dorință de a observa de la distanță. Ce se întâmplă cu personajul care a refuzat? Ia uite. 5 de monede, da? Abandonul despre care am vorbit. Up, și împăratul, băi, a zis că e un om puternic, încăpățânat, go get her. Energie masculină, super încăpățânată, distorsionată. Deși împărat așa totuși ar trebui să fie fain, nu? Ia uite, de a face jocuri mentale. Ea are niște chestii. E un pic cam egoist, da? Am văzut 9 de cupe de la început. Revedem. Are un ego destul de mare. Hai să vedem acum. Eremitul. Nu știu ce titlu o să dau, nu mă place la titluri. Op, așa. Eremitul, da, se izolează pentru victorie. Zisei mai devreme, dar are și o revelație. Ups, oh, dar ce revelație are! În această perioadă, poate după o perioadă de tăcere, să vreți să comunicați, că v-am mai spus o dată de comunicare. Trebuie, musai, să exprimați ceva. Racii, cel puțin până la gradul 20, aproximativ, sunt foarte expresivi și vorbăreți în general. Trebuie să fie o problemă că ei să nu fie vorbăreți. Și apare și magicianul. Da, vreți să ieșiți în această zonă despre care am vorbit mai devreme și să mergeți cu încredere, pasiune, ce mai vreți voi, să impresionați, să manifestați, domnule, e vorba de, băi, eu vreau cu tare lucru. Asta face. Go get us. Porpoise, shark. Energie masculină distorsionată. Zece de monede, clarificăm. Și iar mă lungesc cu vorba. Uf. Zece de monede. Ce m-a arătat mai devreme? Iar mi apare, domnule, regele de cupe. Măi, chiar cine... Eu zic că sunteți voi. Da, care lăsați grijile. Da, grijile și vreți cu tot adinsul. Da, cu tot. Păi. Dacă nu sunteți voi, e cineva din preajma voastră care ține foarte mult la voi și are multă pasiune. Dacă sunteți voi, aveți multă atracție pentru cineva, dar și mama măsii de treabă și emoții și sentimente. Și din cauza acestor sentimente, nu să ai atracție, ci acestor sentimente, vreți să manifestați. Ce mai fi să mai simt? Ce să vedem. Am vorbit de job, acum mai vorbim de altceva. Apare și un nebun. Adică un zero. Ia uite și lumea. Lumea, am spus de multe ori și nu doar eu, înseamnă distanță, înseamnă distanță mare. Înseamnă încheierea unui capitol, da? Moartea, judecata, eremitul, tăceri, chestii, chestii. Dar această lume, punând punctul într-o poveste, dă spațiu zero să se deschidă un nou capitol. Deci cu un as și cu zero, totuși în prezent, în aprilie, se pare că manifestați până la urmă ceva nou. În primul și în primul rând, discuție. Eu acum nu știu de ce amestecam, da? Uite, a venit asul de monede. Munciți eventual, sau cineva muncește,
Înciți să fiți cât mai independenți, pentru că știți că odată ce sunteți independenți, atrageți oameni ca voi, da? Puternici, stabili, una la mână. Doi, pentru că vreți un parteneriat egal, de la egal la egal, în care să manifestați abundență și spor. Da? Racii vor bani, asta e, printre altele. Dar mai ales. Și probabil că munciți în acel proiect despre care am vorbit mai devreme, o să manifestați victorie, dar nu e doar atât. Mai este și altceva. Ori voi, ori altă persoană muncește să vină cu o ofertă, cu o fi cadou, cu o fi propunere, o ofertă care să aducă victorie pe termen lung. După o perioadă de tăcere, de blocaj, să zic, în exprimare, se dorește și va fi o comunicare impulsivă. Zero și valetul de spade. Riscați și dați, eu știu, un mesaj. Sau poate cineva riscă și va da un mesaj. Și uite așa, mesajul va fi punctul zero, în care toate se rescriu. Ia uite, roata norocului. Iar apare regele de cupe. Nu sunteți voi? S-o fie altcineva. Destul de încrezător în el. Dar apare și marea preoteasă, care ascunde o mare pasiune. Ascunde, mai ascunde. Ascunde și niște fantezii. Ascunde și niște tendințe adictive. Cinci de cupe în viitor. Deci la voi toate sunt complicate. Cinci de cupe, trei de monede. Dacă au fost... și alte persoane implicate sau care s-au infiltrat între voi, între voi și persoana pe care o doriți sau între voi și persoana care vă dorește, da, ați simțit. Ați simțit și ați suferit. Se dorește exprimarea unor scuze eventual, dar ce înseamnă moarte? Stați să mai văd. Stați să mai văd și eu. Nu sunt prea multe, nu pot să pun asta. Clarificăm și moartea. Moartea, nouă de spade. Lăsați-mi să văd. Și steaua. Și nouă de monede. Bun, vă separați. Vă separați de o figură autoritară sau de o influență tradițională, autoritară, paternă, masculină. Vă eliberați. Vă separați, mai bine zis, nu eliberați. Vă separați. Ca să vă regăsiți, să zic că vă eliberați și de griji. Cum am zis, și de 5 de cupe și de 9 de spade. Dacă ați pierdut pe cineva, îmi pare foarte rău. Dar eu nu cred că e vorba muzei de pierderea unei persoane, cât de sentimentul acesta de abandon, despre care, de refuz, de abandon, de însingurare, de nemulțumire, de griji. Vă eliberați de lucrurile astea. Și vă regăsiți vindecarea, independența pentru care lucrați unii dintre voi. Poate unii dintre voi vreți să vă separați de familie sau de un anumit job, să aveți afacerea voastră, există și... există șanse să vă creați drumul vostru. Mai dăm o carte pentru noapte și noi. Dăm o carte pentru moarte. Spre moarte. Unii dintre voi știu că ați plâns după un capricorn, dar am zis, vă eliberați de stres. Da, uite. Și apare, da? Moarte și renașterea, astfel de bute.
Și iar steaua, vindecare, reușită, da. Și șase de spade. Trei de monede sugerează că poate lucrați cu niște chestiuni care țin de lumea voastră emoțională. Știu că racii sunt foarte complicați la capitolul lumea emoțională. Vai de mine, știu că nu arată. Dar dacă noi nu ne simțim, cine? Nu? Ce vreau să zic? Dăm o carte pe acest rege de spade. Așa, în timp, până vine cartea. Vreau să spun că poate unii dintre voi v-ați dus să vă consultați cu un psiholog, cu, eu știu, cu cineva, un soi de terapie pentru un anume tip de depresie sau, dacă nu e terapie, nu știu, ați încercat să lucrați, să construiți, să vă reconstruiți emoțional. Ar fi fain. Eu vorbesc la trecut, chiar dacă apare cartea în viitor. În viitor mi-apare că reușiți. Probabil că asta sugerează și eremitul, care alături de asul de spade reprezintă că după o perioadă de izolare, de analiză, de vindecare eventual, de meditație, poate faceți yoga, reiki, da? Neapărat psiholog. Eu știu, citiți în... Eu știu, vă duceți la astrologi, la eu știu ce o mai fi, zic și eu dau variante. Da? Vă eliberează acest sentiment de abandon, de doliu, de suferință, de depresie. Da? Ia uite, moartea peste 9 de spade. Adică eu asta văd și cu asul de bâte este un soi de renaștere. Asul de bâte confirmă transformarea în bine. Acum, iar 6 de spade înseamnă eliberare de apele tulburi, da? De 5 de cupe, de 4 de cupe, de 5 de monede, de 9 de spade, de 8 de spade, eliberarea de tot ce este negativ și călătoria, măcar mentală, dacă nu și fizică, înspre soare pe care l-am văzut chiar de la început. Iar eliberarea mentală și emoțională este confirmată și de 8 de cupe către regele de spade. În acest context aș vedea regele de spade ca fiind asul de spade. Dorința de a comunica pentru că ați înțeles ceva. Ați câștigat o bătălie în, nu știu, o bătălie interioară cu umbrele voastre. Aceasta poate să fie o energie a voastră interioară cu care vă luptați, inclusiv femeile, în care manifestați o energie masculină și știu, răcușoare, care muncesc pe rupte și își anihilează energia feminină, da. Știe și drăguța de răcușoară, dar știe despre cine vorbesc. Dar e interesant că apare soarele în timp ce vorbesc și nu manga, dragii mei. Apare regina de cupe. Da. După o perioadă de stagnare, eventual vă regăsiți pasiunea, dragostea și încrederea și trezirea, dar după o perioadă de stagnare puteți să vă întâlniți cu persoana față de care vă simțiți și atrași și care, față de care simțiți emoții și vă puteți bucura împreună. Asta este adevărul la care ajungeți și pe care îl veți manifesta. Dacă mai aveți un pic de răbdărică cu temperanța. Mm-hmm. Și interesant, da, regele și regina de spade. Chiar dacă vorbim de zodia racului, m-am zis că racii sunt vorbăreți. Regele și regina de spade, trebuie să aveți o discuție în care exprimați adevărul și nu și celălalt. De ce nu s-a vorbit? De ce a fost refuzat? De ce s-a întâmplat cu tare? De ce nu s-au cerut scuze? De ce aia? De ce ailaltă? Chestiuni de genul acesta. Și eventual să exprimați și luptele interioare și stresul și... Ah, o picat, da? O picat, e turne, e separarea care a fost între voi. Dacă a picat, e turne, clar, da? Și să exprimați și atracție și să exprimați eventual dorința de a iniția ceva frumos și se va produce vindecarea, dragostea, împăcarea, vai, îmbrățișări și pupături. Așa văd cărțile, da? Mai dau? Pare de bine. Dar e hopul ăsta, energia aceasta negativă.
Cu alte cuvinte, scoateți dinții rechinului și transformați-ne. Nu, că delfinii nu ar avea și nu știu dacă au dinți. O să mă uit acum la Animal Planet. Dar transformați rechinul în delfin, dacă se poate. Ăștia sunt cei mai sexy și cei mai jucăuși. Iubiți, frumos, până la urmă e frumos, dar e complicat, mă, complicat, că e, da, zodiacului. Sper că v-a plăcut. Mi-a plăcut finalul. Pare să fie bine. Cu doi ași în prezent și încă unul de cupe în viitor. Ah, ba, uite și... Ah, patru ași. Doi în prezent și încă doi mai încolo. Pare de bine, nu? Eu zic că e fain. Vă pup numai bine. Ceau, ceau.